Sunteți pe frecvențele Europa FM, începând din acest moment și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că avem rațiunea zilei alături de Cătălin Striblea. Cătăline, bine ai venit! Salutare, bine te-am găsit! Ai auzit cât de bine stăm la fotbal, la Camera Deputaților? Nu, deputații noștri un turneu internațional, au bătut Polonia cu vreo 5-0. Măcar atât, că Polonia e bună la mult mai multe lucruri decât România, dar... Da, cred că și facturile sunt ceva mai scăzute la polonezi acolo. Pentru asta n-aș pune mâna în foc. Că ceea ce trăim noi se întâmplă în toată Europa și nu numai. Adică e și o chestiune locală, dar e și o chestiune internațională. Și pe măsură ce noi vorbim, să știi că prim-ministrul Florin Câțu anunță câteva lucruri legate de prețul la energie. Ne povestești imediat. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așteptăm dintr-un moment într-altul să primim detalii despre anunțul pe care îl face Florin Câțu. Astăzi, pe masa guvernului, să vă explic contextul, a fost un text de ordonanță de urgență asupra căruia guvernul trebuie să se decidă în acest moment, legat de subvenționarea prețului la energie electrică și la gaze în perioada iernii, da? Știți fiecare dintre dumneavoastră în acest moment că facturile deja sunt mai mari. În timpul acestei veri am explicat pas cu pas ce se întâmplă. Sunt mai multe cauze. Este vorba și de contextul internațional, dar și niște reglementări de mediu noi puse de Uniunea Europeană și de cererea mai mare pentru energie odată cu relansarea economiilor mondiale. Tot acest cumul de factori a dus la niște prețuri foarte mari. În România, din nefericire, acest lucru s-a suprapus cu o liberalizare a pieței de energie, o liberalizare la care România se angajase încă din anul 2007. A cât ghinion să avem să se suprapună asta chestiile astea două? Incredibil că ghinion avem. Guvernul PSD al lui Victor Ponta făcuse la un moment dat un tip de reglementare a pieței de energie electrică, astfel încât prețurile nu puteau zbura în toate părțile. Acest lucru a fost scos la 1 ianuarie 2020, cum România s-a angajat de altfel de-a lungul timpului, ni s-a cerut în mod repetat asta, s-a considerat că din 2007 până în 2020 România va ajunge la un nivel de trai, astfel încât să poată plăti facturile la prețul lor de cost. Nu s-a întâmplat asta întru totul și cred că și oamenii care mai au dare de mână sunt afectați de chestiunea asta. S-au suprapus toate lucrurile astea și astăzi am ajuns în situația în care mulți români s-ar putea să nu poată plăti. Să ne uităm la ce se întâmplă în Spania. Acolo guvernul lor a anunțat plafonarea prețurilor, pur și simplu la gaze, ce-i drept acolo. Nu, și plafonarea și scoaterea unor impozite, a unor taxe speciale pe care guvernul spaniol le lua acestor companii, taxe de corporații. Spaniolii având oricum un nivel de trai mai ridicat. Având un nivel de trai mai ridicat, sigur, dar în momentul în care lovește o astfel de scumpire, nu toată lumea trăiește foarte bine, adică sunt lucruri care se simt. O factură care și la noi în România ajunge la 100, uneori iarna la 200 de euro. Știți foarte bine, sunt case în care s-a plătit și mai mult de atât. Este o factură mare. Acum, încă nu știu ce a anunțat domnul Câțu, aștept și eu informațiile dintr-un moment într-altul, ele trebuie să apară. La ce se gândeau? Vă explic la ce se gândeau. Ziceau așa, domnule, o parte din factură nu va fi plătită de către tine, ci de către stat. Să zicem că factura ta va fi de 200 de lei în momentul ăsta, asta scumpită. 199 stat. Ar fi bine, dar nu. Probabil că undeva 50 de lei. Tu pe factură vei rămâne doar cu ce vei avea de plată. Restul banilor ar veni de la guvern la compania respectivă. Nu pentru toată lumea, să nu mă înțelegeți greșit. Deci asta este un lucru pe care guvernul trebuie să-l hotărască pentru așa-numiții consumatori vulnerabili. Și aici aveau de negociat, fie pentru cei care au un anumit tip de venituri, adică o medie a veniturilor, fie un anumit tip de consum. Asta era hotărârea pe care o așteptam să o ia domnul Câțu dintr-un moment într-altul sau să o anunțe. De aici încep problemele, pentru că tipul ăsta de ajutor nu e tocmai ok în legat de reglementările europene, adică în relație cu reglementările europene. Există o lege a consumatorului vulnerabil care e în Parlament, dar nu și-a găsit încă drumul.
și care stabilește tot așa pentru o categorie de publice și cum se poate face. Și, uite, domnul Câțu, hai că a venit o parte din anunț, premierul Florin Câțu a anunțat miercuri că a discutat în guvern despre plafonarea prețurilor la gaze. Deci la gaze. Pe model spaniol. Da. Pe model spaniol, de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Vă spun imediat de ce la gaze, pentru că astăzi, pe Bursa Română de Mărfuri, prețul de la gaze a ajuns la 300 de lei pe megawatt. Este cel mai mare preț la peste 307 lei pe megawatt. Este cel mai mare preț pe care l-am avut vreodată. Deci acest preț este uriaș. Uriaș. În vară, când încă mai făceam program, era vreo 220 de lei. 317 chiar. 223 de lei era astă vară acest preț. Deci el urcă și urcă și urcă. Bun. Deci e posibil să avem o plafonare la gaze în ceea ce privește curentul electric, ceea ce vă explicam cu subvenția. Nu e pentru toată lumea. E pentru o parte din public. Încă ne lămurim cu treaba asta până la 1 noiembrie să trag liniile. Mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru explicații. O să urmărim și cu și știrile Europa FM cu interes pentru a afla mai multe amănunte despre toate discuțiile de astăzi din guvern vis-a-vis de aceste două probleme, prețurile la gaze și la electricitate. Rămâneți cu Europa FM. Drumul cu prioritate continuă. Ai acces în permanență de oriunde, gratuit.